Astăzi, 3 iunie, în gimnazie a început sesiunea examenelor de absolvire. Elevii susțin că au avut emoții, însă au intrat în sală încrezuți că vor scrie bine. Экзамен был не такой уж сложный, как предполагалось, так как даже по радио сказали, что на экзамен содержит самые элементарные задания, которые изучались на протяжении всех 9 лет. Задания были легкие, но остальные так сложные, что не могли решить даже эти, которые хорошо учатся. Examenul a fost cam puțin greu, primele probe au fost ușoare, dar după asta, în ultimele exerciții, a fost cam puțin greu. Trebuia puțin gândire și... A fost ce, ce v-ați pregătit voi până acum? Sau a fost da, unele exerciții nu, printre primele nu cam a fost ceea ce am făcut până acum, dar după asta a fost ușor. Adică. În dimineața acestei zile, fiecare director de gimnaziu a primit pachetul cu testele pentru examenul de capacitate a clasei a noua. În jurul orelor 9 dimineața au deschis plicul care era sigilat și fiecare elev a primit câte un test. Deci astăzi a avut loc primul examen de absolvire în clasa 9 la matematică. Fiecare elev a ținut examen în instituția în care a învățat. Deci dimineața la ora 7 am primit testele de la banca agrară. Au fost repartizate, directorul de școală care s-a deplasat în coace, a primit fiecare plicul său. Anul trecut nu s-a schimbat nimic, tot așa a fost și anul trecut, tot așa este și anul acesta. La clasa nouă nu s-a schimbat. Pentru elevii din școlile alolingve este mai greu. Ei au de susținut 4 examene în loc de 3. Școlile alolingve susțin cu examen la limba română, deși că e și normal, trăind în țara Moldovei, trebuie să cunoască măcar la un nivel așa cât de cât limba în care se vorbește sau limba de stat a țării noastre. Deci ei au ultimul examen, al patrulea, la limba română. Părinții și rudele absolvenților au trăit aceleași emoții așteptându-și copiii în fața școlii. Ca și все, наверное, родители, я также переживала за своего брата. Я вот сейчас его жду. Надеюсь, что он написал. Все будет удачно. Будем ждать. Astăzi, aproximativ 43.000 de elevi ai cursului gimnazial din toată țara și aproximativ 1.100 elevi din Raionul Florești au susținut primul examen la matematică. La data de 7 iunie, absolvenții vor susține examenul de capacitate la limba de instruire, iar la 10 iunie la limba străină.